Bine v-am găsit! Sunt Valentina Moisei și vă prezint știrile publica.md. Bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproape jumătate de milion de lei de către administrația școlii profesionale numărul 2 din capitală. Cel puțin asta arată un raport al Ministerului Educației, întocmit în urma verificărilor în această instituție. Mai mult decât atât, managerul școlii a admis nereguli privind cazarea elevilor în cămin și a angajat persoane fără studiile necesare. Banca Mondială va oferi Moldovei 80 de milioane de dolari pentru repararea drumurilor locale. Acordul de finanțare a lucrărilor de renovare a celor peste 300 de kilometri de drum a fost semnat și urmează să fie ratificat de Parlament. Anunțul a fost făcut de către managerul de țară al Băncii Mondiale în Moldova, Alex Kremer, la o întrevedere cu premierul Pavel Filip. Primele colete cu produse alimentare oferite de România drept ajutor umanitar ajung astăzi în Moldova. Este vorba de prima tranșă de 13.000 de cutii din cele 20.000 oferite de țara vecină. Acestea conțin conserve din carne și legume, pateu, paste și mălai. Pungi de plastic, sticle, resturi menajere și cauciucuri. Toate sunt aruncate la marginea satului Holercani, la doar 100 de metri de casele oamenilor. O groapă imensă de gunoi s-a format chiar lângă terenurile agricole ale localnicilor. Situația este mai gravă în perioada caldă a anului, atunci când mirosul devine insuportabil. În plin război, sirienii sunt așteptați astăzi la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlament. Scrutinul a fost convocat de președintele Bashar al-Assad. Votul este criticat de comunitatea internațională și de opoziția siriană, care susține că scrutinul este vădit părtinitor. O rochie de mireasă din ciocolată albă a fost creată în premieră la Londra. Trei meșteri cofetari au muncit 300 de ore și au utilizat, pe lângă ciocolată selectă, foi de vafe comestibile, dar și dantele decorative pentru prăjituri. Aceasta cântărește 50 de kilograme și are o lungime de 170 de centimetri. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea Știrea de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem mâine dimineață!